De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel, acum, în această după-amiază, dragilor surori, dacă în această după-amiază nu vom spune din toată inima ca binecuvântat să fie Dumnezeu, când oare să o mai face? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel când? Acum! Vrem în această seară să binecuvântăm pe Dumnezeu. Vrem în această seară cu toți împreună, cu copilași, cu tine, cu cei mai vârstnici, cu toții, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a fost de partea noastră, mărit să fie Domnul. Nu oamenii de afară să spună, ei n-au aceste experiențe, dragi frăsorori, dar noi avem atâtea experiențe. Am văzut cum Domnul ne-a binecuvântat, am văzut cum Domnul ne-a păzit și în seara aceasta, așa cum ni s-a propus, să fie o seară, să fie un îndemn pentru prima rugăciune de mulțumire și vrem din toată inima să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem atâtea motive de mulțumire, dragi frăsorori, așa cum a citit fratele și spune aici și de versete atât de minunate și spunea cuvântul Domnului, versetul 9, eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și voi ținea legământul meu cu voi. Ce garanție? Vreți altă garanție mai mare ca aceasta? Să știți că Dumnezeu a promis că își va ținea legământul care l-a făcut cu noi. Măriți să fie Domnul pentru lucrul acesta, pentru planul Său care îl are cu biserica noastră. El vrea să ne mulțească, El vrea să creștem, să ne dezvoltăm. Doamne, lucrează Tu în noi și dacă Tu vrei să te folosești de noi, dacă Dumnezeu vrea să se folosească de copiii noștri, să-i dăm toată libertatea. Doamne, lucrează Tu și vrem să fim copiii Tăi, să-i mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spune aici mai departe în Psalmul 124, spre cuvântul Domnului, versetul 7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsăranului. Lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Și versetul 6 spune, binecuvântat să fie Domnul pentru lucrurile acestea, căci sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsăranului. Lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Privesc în biserică și văd o mulțime de frați și de surori și toți atât fețele strălucesc la toți. Aici este locașul Domnului și în seara aceasta am ales să venim în locul acesta și eu cred că și toți am avut încercări, toți am avut ispite și vrăjmașul a pus o cursă în fața noastră, a pus o capcană, a vrut să ne lege cu un lanț, dar lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Și dacă suntem în locul acesta, eu cred că noi am biruit și biruința noastră este numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Slăviți să fie Domnul pentru biruința care ne-a dăruit-o. Și credem că Domnul va fi cu noi. De aceea vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că ne-a ales, dragi frasorori. Ce mare fericire să știi că Dumnezeu ne-a ales. Că Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a adoptat. Și mai mult ca atât, El este Dumnezeul nostru. Și noi suntem copiii Lui. Măriți să fie Domnul. Vrem să aceste lucruri. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru planul Său, pentru puterea Lui care a pus-o în Domnul nostru Iisus Hristos, pentru toată autoritatea care a dat-o Domnul Iisus Hristos și l-a pus să fie căpetenie pentru biserică și este în mijlocul nostru. Cred lucrul acesta. Deci avem să ne ridicăm picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că își va ținea legământul care l-a făcut cu noi. Amin.